ați făcut? L-ați favorizat pe domnul Pavel? Ambii angajați ai primăriei Peștișan și-au petrecut noaptea în arest, însă au scăpat de cătușe după audierile de astăzi. Citat a fost și președintele comisiei din care aceștia au făcut parte atunci când s-au inventariat materialele de construcție luate în custodie pentru lucrările la stadionul din Peștișani. Nu. Ce v-au chemat? Ce v-au spus? Ce v-au întrebat? Cu întocmirea unui document în cursul anului 2010. Dar știți că doi colegi ai dumneavoastră au fost reținuți aseară în aceeași poveste? Am înțeles că ar fi adevărat, dar nu știu. Sunt acuzați de favorizare infractorului. Justiția își va spune cuvântul la fiecare. Bărbatul a fost audiat timp de 3 ore. Un document semnat de edilul suspendat după arestare Florin Pavel i-a adus în fața procurorului. Există o dispoziție a domnului primar pentru inventarierea bunurilor respective în care sunt menționate cele 3 persoane, subsemnatul și cei 2 colegi. Materialele au fost inventariate. Legal. Evident că legal, dacă au fost inventariate, există un proces verbal de inventariere, liste, declarații de inventar, sunt documente care se găsesc la dosar. Procurorul de caz, Emil Moța, nu a scos niciun cuvânt despre audieri, nici despre secretarul general adjunct în Ministerul Economiei, acuzat că l-ar fi instigat pe Pavel să comită infracțiunea de abuz în serviciu, nu a vorbit. Vor fi prezentați în fața instanței? Vă adresați celor de la presă, de la noi. Vor mai fi audiere astăzi? Lucrăm toată ziua. Domnul Pârvulescu, ce credeți că se va întâmpla? La ce vă așteptați? La final a fost anunțată și măsura luată de procurorul de caz. Procurorul de caz a dispus măsura obligării de a nu părăsi țara față de cei 3 învinuiți. La parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a venit astăzi și soția primarului Florin Pavel. Femeia a declarat că soțul ei este nevinovat și a ajuns în pușcărie la comanda unor dușmani invidioși pe investițiile din localitate.